Neața bună, dragilor, e încă o zi foarte frumoasă, unde o să ieșim la un oraș foarte interesant. E orașul de piatră, îi zice Mira. Și până acolo mai vizităm niște chestii foarte drăguțe, dar o să vedeți voi imediat despre ce e vorba. Dar până atunci, dați un like, un share, abonați-vă că e gratuit și haideți să vedeți experiența asta, că e una absolut superbă. Cel puțin la fel de frumoasă ca cea de la Pamukkale. Mergem acum să mâncăm, e 7 fără un sfert, la 7:20 vine mașina după noi și ne punem pe drum. Într-un video următor o să vă arăt și hotelul și toate chestiile de pe aici, pentru că locul e absolut superb, nici că se poate ceva mai frumos. Și la final o să vă dau detalii și toate cele despre excursia asta. După aproximativ 20 de minute am făcut o pauză, vezi, doamne, pentru micul dejun, pentru cei care nu au luat, și am venit aici chiar la marginea hotelului, kind of hotel, pentru că peisajul e absolut superb. Ia de privit și voi cum se văd munții acolo sus în spate. Ce am observat în plimbările astea pe care le-am făcut, pentru că până la Pamukkale am făcut undeva la 4 ore, aia este undeva la vreo 300 de kilometri. În zona respectivă, cum intri în interiorul țării, zona e mult mai stâncoasă, mult mai abruptă, mult mai cu puțină verdeață, comparativ cu zona mai dinspre apă, unde parcă e un pic mai nisipos și a început să crească verdeață. Ați văzut și voi pe drum că sunt foarte mulți copaci și peisajul unul foarte frumos. În cealaltă parte e mai stâncos, nu neapărat ușor de privit, dar oricum peisajele sunt superbe, deci merită o vizită în zonă. Aici unde am oprit o să putem să facem și niște cumpărături și acum mă duc să vă arăt ce e pe acolo. Nelipsitele parfumuri și ochelari, bineînțeles. Ce o să găsiți aici? Foarte, foarte multe chestii, multe fake-uri făcute, dar materialele sunt de extrem de bună calitate. Surprinzător chiar. Ce am descoperit așa uitându-mă prin magazine, că ce ai noștri, tot de aici aduc marfă și nu toate produsele sunt originale. Așa că aveți grijă ce cumpărați și cum cumpărați. Și acum noi o să mergem mai departe către destinația finală, către Mira, dar cu peisajul ăsta absolut superb în spate. În drum spre Biserica Sfântul Nicolae am trecut pe niște locuri absolut superbe. Cred că e una dintre cele mai frumoase coaste prin care am fost. Coastă de mare, coastă de ocean. E absolut superbă peisajul. Ai așa în partea dreaptă muntele și în stânga marea de un albastru incredibil. Mai ai golfurile
unde oamenii se își puneau corturi și se scăldau acolo. Am văzut chiar un scafandru care căuta vestigii pe dedesubt, ceea ce e absolut superb. În acest lac e cea mai mare crescătorie de crabi albaștri. Aici se livrează în toată Europa și nu numai. Și mai departe am trecut prin orașul cel mai mare producător de roșii în seră din Turcia. Și practic aproape toate produsele astea vin către noi în Europa și foarte, foarte mult și în România. Deci, peisaje superbe de-a dreptul. Și acum venim să vizităm Biserica Sfântul Nicolae și, pe urmă, ne continuăm drumul spre următoarele destinații frumoase. Și din locul în care se vindeau iconițe ștartece, le-am luat de chestii de-astea de noroc, care nu știu cum se împacă cu religia, dar este funny. Sfântul Nicolae, cunoscut și sub numele de Nicolae de Mira, este unul dintre cei mai venerați sfinți din tradiția creștină și este recunoscut pentru bunătatea și generozitatea sa. Se spune că s-a născut în Patara, un oraș situat în provincia Licia, din Asia Mică, în prezent în teritoriul Turciei moderne, în secolul al III-lea după Hristos. Nicolae provenea dintr-o familie înstărită și a fost profund influențat de învățăturile creștine. Moștenind o avere, după decesul părinților săi, a ales să își dedice viața credinței și ajutorării celor nevoiași. Unul dintre cele mai cunoscute acte de caritate atribuite Sfântului Nicolae este povestea celor trei fete sărace. Acestea erau fiicele unui negustor sărac, incapabil să le ofere o zestre adecvată pentru a se căsători. Nicolae, auzind de disperarea lor, a decis să-i ajute în secret. Noaptea a aruncat saci cu aur în casa lor, oferindu-le astfel posibilitatea de a se căsători și de a evita să cadă în mâinile prostituției. Acest gest de generozitate și compasiune a fost sursa multor tradiții de Crăciun legate de daruri și ajutorarea celor nevoiași. Sfântul Nicolae a fost hirotonisit episcop al orașului Mira, care este în prezent Demre, în Turcia. În timpul slujirii sale ca episcop, Nicolae a devenit cunoscut pentru credința sa puternică și pentru minunile sale. El a fost un apărător al credinței și a luptat împotriva ereziilor timpului său. De-a lungul vieții sale, Nicolae a săvârșit numeroase miracole, inclusiv vindecări și salvări miraculoase ale oamenilor aflați în pericol. Biserica Sfântului Nicolae din Demre este un loc de pelerinaj important pentru creștinii din întreaga lume. Construită inițial în secolul al VI-lea, această biserică a suferit distrugeri semnificative în urma unui cutremur în secolul al XII-lea. Cu toate acestea, a fost restaurată și renovată de-a lungul secolelor și păstrează încă elemente ale arhitecturii bizantine. Pe lângă arhitectura sa impresionantă, biserica găzduiește fresce și mozaicuri vechi care ilustrează viața și miracolele Sfântului Nicolae.
Sfântul Nicolae este venerat și ca protector al marinarilor și al călătorilor. De-a lungul secolelor, marinarii au invocat numele Sfântului pentru a se proteja de furtuni și pericole în timpul călătorilor lor pe mare. Statui și icoane ale Sfântului Nicolae pot fi găsite în porturile din întreaga lume, semnificând speranța și siguranța pentru marinari. Sfântul Nicolae rămâne o figură iconică în istoria creștinismului, cunoscut pentru bunătatea sa inepuizabilă și pentru devotamentul său față de ajutorarea celor nevoiași. Biserica Sfântului Nicolae din Demre servește ca un loc sacru de pelerinaj și ca o amintire vie a legatului dintre credință, compasiune și generozitate. În fiecare an, creștinii din întreaga lume îl celebrează pe Sfântul Nicolae, aducând onoruri și recunoașterea acestei personalități extraordinare și modelului său de iubire și dăruire necondiționată. Pe 6 decembrie, creștinii din întreaga lume sărbătoresc ziua Sfântului Nicolae în amintirea lui. Această zi este marcată de numeroase tradiții și obiceiuri, cum ar fi colindatul și schimbul de daruri, pentru a onora moștenirea Sfântului. Copiii așteaptă cu nerăbdare sosirea lui Moș Nicolae, care aduce daruri și dulciuri, inspirându-se din spiritul generos al Sfântului. Plecăm de la Sfântul Nicolae și mergem către orașul Mira, unde Sfântul Nicolae a fost și preot. Mergem să explorăm și orașul vechi. Mira este un oraș antic, situat în provincia Antalya, din sud-vestul Turciei. Este o perlă a patrimoniului mondial care atrage turiști din toate colțurile lumii. Fondată în secolul al V-lea înainte de Hristos, de către locuitorii din Licia, Mira a prosperat în timpul Imperiului Roman, devenind un centru comercial și cultural în acea perioadă. Unul dintre cele mai notabile obiective din Mira este amfiteatrul bine conservat, construit în secolul al II-lea, după Hristos. Cu o capacitate impresionantă și arhitectură ingenioasă, amfiteatrul este un martor al gloriei antice a orașului. Situat într-o vale pitorească, acest amfiteatru a găzduit o varietate de spectacole și evenimente, adăugându-și astfel la aura vibrantă a orașului în perioada sa de înflorire. O altă atracție notabilă din Mira este necropola în stângă, o serie de morminte sculptate în piatră situată pe versanții stâncoși ai unui deal. Aceste morminte complexe reprezintă o dovadă impresionantă a abilităților artistice și inginerești ale locurilor din Licia și au devenit un simbol al regiunii. Pe lângă bogăția sa arheologică, Mira impresionează și prin peisajele sale naturale uimitoare. Orașul este înconjurat de dealuri acoperite cu vegetație luxuriantă și de plaje cu nisip fin, oferind turiștilor oportunitatea de a se bucura de frumusețea naturală a regiunii. Clima sa blândă face ca explorarea zonelor înconjurătoare să fie o experiență plăcută și relaxantă. Cultura locală vibrantă și ospitalitatea caldă a locuitorilor completează farmecul Mirei. Turiștii au posibilitatea de a se bucura de bucătăria tradițională turcească în restaurantele locale, savurând delicii precum kebabul și mezeul. De asemenea, piața locală este un loc minunat pentru a cumpăra suveniruri și produse artizanale autentice. Mira este cu adevărat o destinație de neuitat pentru oricine este pasionat de istorie, arheologie și frumusețea naturală. Fiecare colț al acestui oraș antic dezvăluie povești fascinante și oferă o călătorie captivantă în timp, făcând din Mira un loc de neratat pentru orice călător doritor să descopere bogăția și farmecul Turciei antice. Locul ăsta e absolut superb.
îmi place teribil de tare, e pentru prima dată când vin într-un asemenea loc și știu că e extazul de primă vizită, dar sunt convins că sunt mult mai multe ca astea și mult mai spectaculoase. Dar eu mă bucur de fiecare experiență de genul și acum haideți să mergem mai departe, pentru că acum mergem să ne și scaldăm. Am ieșit în larg și acum mergem să vedem orașul antic, cel scufundat în mare, și pe urmă o să ne scăldăm. Dar o să vedeți ce e până acolo, pentru că mai avem o plimbare scurtă de făcut. Se numește Andreache, aici. Dar ziua de azi noi zicem Chekova. Chekova înseamnă Cipru, de asta vine nume, Chekova. Și aici este oraș scufundat. Aici a fost un cutremur tectonic și asta oraș a intrat la mare cam 4-5 metri. Dar aici când a construit, doar pentru cel mai bogați oameni. De ce? Pentru că aici a construit acasă, bucătărie și toaletă era separat. Ziua de azi e foarte normal, dar timpul antic, dacă o toaletă e separat, înseamnă că foarte lux. Asta insula are 7 km pătrat dimensiune, dar i-a construit asta anticoraj de la stânga până dreapta cam 700 de metri. În fiecare acasă, unul după altă, de la jos până la sus, a construit. Cum am zis, aici este un oraș scufundat și 4-5 metri a intrat la mare. Și acum pe fața noastră, ce vedeți? Tot e acasă, perete de interior. Dar tot înainte vedeți așa niște drumuri, așa scurte, canalizații. Trei biserici. Unul pe zona aici, la fața noastră, dacă vă uitați, tot acolo undeva arat, doar acum a rămas la ușă. Și dacă vedeți, acolo e semnul de creștere la intrare. Și acolo, după cutremur, a dat jos asta biserică. Și asta biserică are trei biserici. Unul e aici, unul e spăștul insula și ultimul e spatele insulă. Area populată, de asta oamenii aduce apă și tot venită, dacă uitați, încă o gaură acolo, aduce apă plată și pune la gaură în fiecare acasă avea și folosea de acolo. Și spăștul insulea este un șantier naval, acolo e producea barcă. Și aici se arată mai bine gaura, ce v-am zis, tot înainte acolo e punea populat. Noi în fiecare acasă avea asta gaura.
Și dacă uitați înainte, vedeți mai bine drumul de toalete, canalizația. Asta e mai mare. Aici pentru cel mai bogat oameni, pentru că toalete era separat. Și în timpul antic, asta înseamnă lux. Luxe. Uitați înainte, aici era un hamam. Și când venea un străin la asta insula, ar trebui să stă cel puțin 30 de zile la hamam. Ziua de azi noi zicem asta carantină, pentru că asta insula era bogat și de asta oameni nu au lăsat să vină o boală la asta insula. De asta, când vine un străin, trebuie să stă la hamam și sunt 30 de zile. Și după cutremur, când aici a parcat niște barcă, a intrat un bar. Și la aici, la fiecare masă, este acolo geam, puteți să uitați la mare la jos. Și aici se uită mai bine, tot pe casă, ce era aici. Asta cutremur nu era de toate orașe. Când spui un cutremur de tectonic, înseamnă că doar o insula a intrat la mare, toate orașul a intrat. Și acum trecem lângă port. Asta insula a intrat la UNESCO în anul 1991. Și după timpul ăsta nu avem voie să intrăm la mare aici, nu avem voie să pescuim sau urcăm la munte, e interzis. Acolo este port, ca o șaie de lăn. Asta, asta perete a fost 45 metri sus pe bară. Când venea o barcă, ar trebui să stai aici. Când soldați ce că da, ai voie după mai înainte acolo, urcă la munte. Dar asta perete a fost 45 metri sus pe mare. Parasim, orașul antic, care parțial e sub apă și mergem să ne scăldăm. Facem o baie în apa asta, absolut super. Și aici e Simen. La sus este un castel și în castel este un antic teatru. Și asta antic teatru, cel mai mic antic teatru în Turcia pentru 300 de persoane. Și aici e Simena, nu este o insulă, dar nu are drum spre centru. De asta, dacă vreți să veniți aici, doar puteți să veniți cu barcă. Și dacă într-o zi veniți aici, o noapte, cu dimineața micul dejun, cam 150 de euro. Și aici, cam 40 de familii locuitori de aici. Cine era acasă, a schimbat un fel de pansion. Și până la seara 5, oamenii ies afară, odihnește, dar după seara 5 nu mai audeți nimic, e foarte liniștit o zonă aici. Am încercat să mă uit acum să văd filmările astea de sub apă, dacă se vede ceva, dar nimica. Plătesc cu jucăria asta, nu știu cum îi zice, dar e foarte bună. Și ne mai bucurăm un pic de apa asta răcoroasă, că soarele extraordinar de fierbinte. Am terminat plimbarea pe astăzi și mergem la hotel. Dar eu vă zic să vă uitați, să vedeți, să-mi spuneți cum vi se pare și cum vi s-a părut ieșirea asta. Și ne vedem într-un nou vlog. Dar înainte de asta, dați un like și un share și abonați-vă, că e gratuit.